Nu este obligatoriu? Dacă cu țădarea cu trecut de TV-ul m-a vorbit, TV-ul m-a vorbit. Domnilor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit aici la Casa Guvernului, unde în spirit de transparență continuăm briefingurile săptămânale. Mă bucur să vă salut la cel de-al 35-lea briefing săptămânal, aniversar de altfel. Astăzi, în ședința de guvern, avem mai multe subiecte care au fost discutate de către miniștri. Am avut o agendă mai suplă, ca de obicei. Au fost 14 proiecte pe ordine de zi, dintre care au fost 5 proiecte de lege, 5 proiecte de hotărâri de guvern, 2 avize la inițiative legislative parlamentare, dar și un punct privind resursele umane și un punct pe ordine de zi a fost secret. Vreau să reamintesc tuturor celor care urmăresc această transmisiune în direct pe paginile guvernamentale că toate notele informative privind deciziile și hotărârile luate în ședința de guvern sunt disponibile în format online, pot fi consultate de către toată lumea, inclusiv de comunitatea de presă. Astăzi, în briefingul nostru, vom vorbi despre anunțuri de interes public, după care imediat vom prelua întrebări, avem mai multe întrebări formulate de colegii jurnaliști, după care voi continua cu sinteza deciziilor celor mai importante și agenda publică a miniștrilor pentru săptămâna curentă. Doamnelor, domnilor, să începem briefingul de astăzi. Am vești bune pentru mediul ambient, rezultatele preliminare a campaniei Generația Pădurii. Pe data de 11 noiembrie curent, Ministerul Mediului și Agenția Mulțilva, sub egida președintei țării Maia Sandu, au demarat lucrările de plantare în cadrul Programului Național de împădurire, Generația Pădurii. Ați văzut imaginele foto-video care au fost plasate de către numeroși participanți care au fost la acest eveniment. Colegii din presă m-au întrebat pe parcursul săptămânii cam câți oameni au participat la primul val de plantare. Sunt bucuros să aduc aceste cifre. Deci, conform colegilor de la Ministerul Mediului, avem 8.000 de persoane implicate din 142 de instituții publice care au plantat circa 275 de hectare sau circa 1,3 milioane de puieți, cei mai mulți fiind atenție de salcâm și stejar. Asta a fost o întrebare frecvent adresată, ce fel de puieți au fost plantați în cadrul programului Generația Pădurii. Încă 5.000 de persoane s-au înregistrat până în prezent pentru a participa la Programul Național de Împădurire în următorul weekend, adică în data de 18 noiembrie. Campania de plantare se desfășoară în perioada lunilor noiembrie-decembrie anului curent. În acest an au fost prelucrate terenuri și sunt disponibile de altfel circa 4.000 de hectare de terenuri și au fost pregătiți circa 35 de milioane de puieți. Deci următoarele săptămâni vom crește randamentul în care vom participa la plantările respective. Reamintesc că au participat ministere, agenții, autorități locale, asociații non-guvernamentale, dar și cu bucurie am văzut că și unii reprezentanți de mass media care au participat de asemenea la evenimentele de plantare din weekendul trecut. Mai multe detalii despre organizarea campaniei de plantare puteți să găsiți pe pagina mulțilva.gov.md la accesarea secțiunii care se referă la plantări de toamnă 2023. Doamnelor, domnilor, toți cei care ne urmăresc, colegii din media, haideți să facem încă o dată un apel public ca cât mai multe persoane să participe la programul Generația Pădurii. Noi, împreună cu toții, putem să contribuim la un mediu ambient mai curat, putem să contribuim la o Moldova cu aer mai curat și, cel mai important, putem să înverzim Plaiul Natal și să contribuim la împădurirea țării noastre. Este o campanie care vizează pe toți și lansăm încă o dată de pe platforma Guvernului invitația publică să participați în număr mare în weekendurile următoare, dar și pe parcursul săptămânii la campania de plantare. Ulterior, colegii de la Ministerul Mediului vor informa cu regularitate despre rezultatele campaniei și ajutorul care este oferit. La fel, colegii din media ne-au întrebat despre programul guvernamental Ajutor la Contor, care sunt datele statistice și informațiile aferente înregistrării. Vreau să reamintesc că astăzi, 15 noiembrie, au rămas 10 zile până la încheierea înregistrării pentru luna curentă. Deci, Ajutor la Contor este foarte simplu. Intrați pe pagina compensații.gov.md. Acolo vă puteți înregistra pentru a beneficia de suport la factură din partea statului. Completarea cererii poate fi efectuată prin două modalități, modalitatea electronică și modalitatea de înregistrare prin internet.
intermediul unui asistent social sau bibliotecar. Înainte să începem acest briefing, noi am verificat toate datele cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Astfel, de la 1 noiembrie până în prezent, pe platforma de compensație gov.md au fost depuse deja peste 379.000 de cereri pentru compensații la factură. În cazul în care sunt întrebări particulare legate de acest program, 08.000-5.000 este numărul de telefon unde puteți să primiți consultații sau pe adresa de e-mail support@compensatiegov.md. Cetățenii ne-au telefonat și au spus că liniile telefonice în unele cazuri deci nu se răspunde la telefon, de exemplu. Noi verificăm cu regularitate. În cazul în care nu se răspunde imediat, operatorii sunt ocupați, mai insistați mai târziu, se procesează un număr cât mai mare de cereri ca să fie oferite răspunsurile la întrebările cele mai frecvente. Eu astăzi pentru briefing am selectat 3 cele mai frecvente întrebări ca să le lămurim pentru cetățeni. Deci, ce trebuie să facem pentru a beneficia de compensații la energie? Suntem întrebați frecvent. Cum am menționat mai devreme, este simplu, platforma online compensatiegov.md sau cu ajutorul asistentului social, bibliotecarului sau în centrele unificate de prestare a serviciilor sau așa numitele CUPS-uri care sunt în peste 100 de localități din țară. Reamintim cu această ocazie și vă rog să transmiteți la rude apropiați, cei care îi întâlniți în familie, că cei care nu se înregistrează pe această platformă nu vor beneficia de suport din partea statului. Deci metoda indirectă de atribuire care exista anul trecut nu există în acest an. Următoarea întrebare frecventă era că oamenii s-au adresat la bibliotecarul din localitate sau asistentul social și au spus că nu se poate de accesat sistemul. Noi am verificat această informație. Într-adevăr, au fost unele probleme raportate în unele regiuni ale țării. Ele au fost soluționate prin intermediul cooperării autorității centrale cu cea locală. La moment, registratorii, asistenții sociali și bibliotecarii pot înregistra persoanele după două modalități. Dacă sistemul electronic este, de exemplu, nefuncțional din motive tehnice, se completează cererea pe suport hârtie și cererea directă în sistemul informațional se procesează ulterior. Deci oamenii au și posibilitatea de a face completarea chestionarului pe suport de hârtie. Vreau să atenționez că echipa tehnică lucrează non-stop, respectiv dacă sunt semnale că într-o localitate nu funcționează sistemul, dați un apel telefonic la numărul de contact 08.000-5.000 și în cel mai scurt timp operatorii vor soluționa problemele date. Următoarea întrebare și ultima care am selectat la întrebări frecvente, dacă persoanele au 2 sau 3 apartamente, dacă pot solicita compensații pentru fiecare din ele. Aici am să adaug o notă de umor. Probabil în perioada de iarnă nu trăiți în toate 3 apartamente concomitent. De respectiv, statul se îngrijește ca aceste rambursări în factură să fie cât mai echitabile. Deci o singură persoană fizică poate figura într-o singură cerere. În cazul în care dețineți mai multe locuințe pentru locuințele unde nu locuiți de facto, cererea trebuie să o depună chiriașii sau rudele care locuiesc în apartamentul respectiv. Pentru că chiar săptămâna trecută cineva din colegi a adresat această întrebare și venim să facem această clarificare. Încă o dată reamintesc, urmăriți informațiile oficiale, nu credeți falsurilor care pot circula referitor la acest program. Dacă vă aduceți aminte, chiar la inaugurarea acestuia, inclusiv unii politicieni speculau că statul nu va veni cu ajutor, după care a doua zi a fost lansat programul, ceea ce ne face să fim mai vigilenți la aceste informații, dar și să vă informați rudele și apropiații referitoare la întrebările frecvente și programul Ajutor la Contor. Următorul anunț pe linia noastră, programul 373. Vreau să menționez că peste 120 de întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de credite preferențiale în cadrul programului guvernamental 373. Reamintesc că obiectivul programului constă în stimularea creșterii economice și a mediului antreprenorial prin susținerea financiară a acestor inițiative. Vreau să facem pe această cale un apel către persoanele care cunosc oamenii care au afaceri mici sau mijlocii, neapărat să ia în considerare să aplice la respectivul program. Prin programul respectiv contribuim inclusiv la creșterea investițiilor în economie, pentru că statul se implică la diminuarea costurilor acestor credite preferențiale, iar oamenii investesc în locuri de muncă nou create în comunități, în dezvoltarea propriilor visuri în materie de antreprenoriat și este un program concret care ajută oamenii. Reamintesc că guvernul subvenționează dobânzile la creditele pentru necesitățile investiționale cu până la 3%
credite în valută străină și 7% la creditele în lei. Pentru mai multe detalii despre program și condițiile de aplicare, accesați site-ul 373.gov.md. Cu regularitate și noi și Ministerul Dezvoltării Economice și a Digitalizării vom prezenta informații publice despre mersul acestui program. O altă noutate este voucherul cultural care a împlinit un an, începând cu luna noiembrie 22 și până în prezent, peste 2.890 de tineri din țara noastră au utilizat voucherul cultural în valoare de 1.000 de lei. În total, pentru procurarea serviciilor culturale s-au cheltuit peste 2 milioane de lei. Marea parte a sumei a fost investită în procurarea cărților, iar cealaltă parte a fost folosită pentru procurarea biletelor la spectacole de teatru, concerte și cinema. Amintim că tinerii pot intra în posesia unui voucher cultural în baza semnăturii digitale, accesând pagina web vouchercultural.md. Persoanele sunt eligibile în intervalul de timp din ziua împlinirii vârstei de 18 ani și până în ziua împlinirii vârstei de 19 ani. Deci este segmentul de un an la împlinirea majoratului. Fiecare tânăr poate să beneficieze de acest program. Scopul urmărit de programul național voucher cultural este facilitarea și îmbunătățirea tinerilor în mediul cultural național, dar și susținerea instituțiilor culturale pentru a beneficia de mai mult suport din partea statului. Începând cu anul 24, programul urmează a fi extins pentru alte categorii sociale, fiind vorba inclusiv de persoanele vârstnice, dat fiind faptul de reușita acestui program pentru, pentru oamenii care au beneficiat de acesta până în prezent. Acesta fiind spus, având în vedere numărul mare de întrebări care urmează să răspundem pe parcurs, vreau să pun o pauză, să preluăm întrebările de la colegii de presă, din presă care sunt prezenți aici la briefing, după care să continuăm cu cele mai importante hotărâri de guvern care au fost adoptate. Stimați colegi, vă rog, aveți cuvântul. Eu cum răspunde guvernul apelului primarului general de a organiza sărbătorile de iarnă împreună și să nu mai existe două târguri, așa cum au fost în anii trecuți, dar să fie unul comun. Mulțumesc foarte mult! Este luna noiembrie în calendar, sărbătorile se apropie într-adevăr foarte repede. Guvernul de fapt are o inițiativă pe care o vom lansa în cel mai scurt timp. Această inițiativă vizează întreaga țară. Ne dorim ca Crăciunul să fie celebrat nu doar în capitală, dar și în întreaga Republică, sub aceeași tematică, sub tradițiile frumoase care sunt în Republica Moldova, o țară europeană. În acest sens vom lansa invitații publice către autoritățile publice locale din întreaga Republică, în care vom invita să celebrăm Crăciunul în valorificarea tradițiilor naționale. Referitor la invitația pe care noi am recepționat-o, într-adevăr a fost o corespondență plasată pe rețea de socializare. Mulțumim pentru atenția cuvenită, inclusiv tagul electronic pe care noi l-am primit. În orașul Chișinău, tradițional, sunt organizate mai multe târguri. Ocazional, în anii precedenți, a fost și căutări de brad, dacă vă duceți aminte. Noi ne dorim, sub semnul de unitate și tradiție, să celebrăm în liniște și pace acest Crăciun, în care să vedem frumusețea tradițiilor expuse și toate propunerile concrete care vor fi parvenite din partea responsabililor de la orice instituție le vom analiza cu atenție. Dar, repet, Guvernul Republicii Moldova își dorește ca Crăciunul sau târgurile de Crăciun să se desfășoare în întreaga țară și, în acest sens, vom transmite recomandările de rigoare autorităților publice locale în scopul organizării unor evenimente comune de celebrare a Crăciunului. Avem oameni talentați în toată Republica, ansambluri de folclor, avem tradiții minunate de Crăciun. Știm că cetățenii țării noastre celebrează Crăciunul după rit vechi și rit nou, respectiv ne dorim ca în această perioadă să marcăm Crăciunul așa cum se cuvine într-o țară europeană care are tradiții de care ne mândrim cu toții. Dar vom avea târg pe Bulevardul Ștefan cel Mare și târg pe strada 31. Abia aștept și eu în luna decembrie să vedem unde vom avea luminița de Crăciun. Îmi doresc ca și întreaga capitală să fie împodobită. Cert este că vom avea mai multe locații. Deja cunoaștem inclusiv Iulia de agenți economici care au lansat idei de a organiza târguri în diferite locații ale capitalei. Nu este, deci târgul de Crăciun nu aparține politicienilor, aparține oamenilor.
oamenilor aparține tradiției și sărbătorii nemijlocite. Noi, în cel mai scurt timp, la începutul lunii decembrie, vom veni cu detalii pe partea organizatorică. Noi ne dorim foarte mult ca ansamblurile noastre, oamenii de cultură, să aibă posibilitatea cât mai mult să-și promoveze repertoriul și să ne bucurăm de meșteșugurile tradiționale, de izvarul tradițional acestui sezon. Dar ca să încheiem acest subiect, totuși, guvernul are un plan și își va face acest plan, nu va colabora cu primarul general sau, ca să înțelegem clar, va răspunde solicitării primarului sau guvernul are deja planul propriu pe care va merge... Guvernul are un plan, la fel cum am avut și în cazuri precedente, și acest plan este de cooperare cu toată lumea interesată. Noi am primit acea corespondență, o vom examina, dar dorința noastră este ca Târgul de Crăciun să nu se rezume la o conversație în zona capitalei, dar să fie în toată țara, în sensul în care Crăciunul este sărbătorit de întreaga Republică, de la Criva la Giurgiulești și de la Palanca în partea vestica țării. Proiectul prezentat astăzi de secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, te rog să ne spui principalele prevederi ale acestui proiect și am văzut că nu a fost alții de acord cu el, totuși a fost votat. Nu este asta o problemă? Mulțumesc mult, dragi colegi. Deci, de fapt, ați anticipat un top, în top 3, care l-am pregătit astăzi pentru ședința de guvern. Permiteți-mi să explic acest proiect și de ce el a fost aprobat astăzi în ședința de guvern, după care voi răspunde imediat la întrebarea pe care ați adresat-o. Deci, într-adevăr, proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar a fost aprobat în guvern și acesta prevede norme mai exacte de circulație a numerarului în economie națională. Scopul principal este de a asigura transparența în acest proces și a securiza tranzacțiile. Noi cu toții am văzut în spațiu public și astăzi în ședința de guvern, premierul Dorin Recean a menționat acest lucru, noi am observat tranzacții ilicite care sunt realizate în bani cash. Și pentru a preveni cazurile în care banii cash pot circula facil, ușor, noi venim cu propuneri concrete care vor stabili un cadru ca oamenii care abuzează de acest sistem să nu poată face. Totodată, prevederile, deci proiectul care a fost aprobat în ședință de guvern a fost un aviz la o inițiativă legislativă. Asta înseamnă că prevederile respective vor fi dezbătute în următoarele lecturi pe platforma parlamentară, unde urmează să fie ajustate, dar în esență prevederile legii vor fi aplicate persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare. Asta înseamnă că la toți, fără excepție, și noile condiții vor fi aplicate organizațiilor necomerciale, persoanelor fizice, care desfășoară activitățile specifice. De exemplu, iată, întreprinzători, reprezentanților permanente și sucursalilor entităților nerezidente, deci oameni care realizează activități economice. Agenții economici vor putea utiliza nelimitat mijloacele bănești în numerar pentru redistribuirea muncii, pentru activitățile care, iată, sunt la vedere, care sunt generate de relațiile de muncă între acestea. Și, iată, de exemplu, la decontarea cu instituțiile și autoritățile publice, achitarea obligațiilor fiscale, plăților, amenzilor față de bugetul public național și altele. Dar, într-adevăr, cum ai și menționat în întrebarea pe care ai adresat-o, astăzi patronatele au avut o obiecție. Noi suntem o democrație în care în ședințele de guvern lucrurile se discută și de aia sunt și invitați colegii din și alte structuri ca să ofere perspectiva mediului de afaceri. În cazul de față au fost patronatele. Dar, ceea ce am vrut noi să punctăm și va fi un răspuns la întrebarea pe care ați adresat-o, noi trebuie să avem grijă să curățăm procesul de circulație a fluxului numerar, ca de acest flux în numerar să nu beneficieze inclusiv grupurile criminale care îl folosesc pentru finanțarea unor activități ilegale. Noi vrem o mai mare transparență pentru agenții economici. Deci agenții economici în momentul în care trec pe alb, deci aceste circuite financiare, le sunt
vizibile pentru instituțiile statului și limitează cumva șansele ca factorii de corupție să intervină. Pentru că în momentul în care circuitele financiare devin clare, nu mai există riscuri de corupție la, iată, rapoartele financiare sau în cazul de controle, cineva să dorească, de exemplu, să mituiască responsabilii de verificări, pentru că, iată, circuitele financiare sunt la vedere. Noi înțelegem preocupările care există în spațiu public la acest subiect. Este evident că ele trebuie discutate constructiv și la obiect, dar ca și societate, și apropo, datele statistice, putem să consultăm și experții, datele statistice relevă că cetățenii, de rând, eu, dumneavoastră, alți cetățeni, utilizează în număr tot mai mare mijloace electronice. Vă aduceți aminte 10 ani în urmă cât foloseau, de exemplu, cardul bancar și cât îl folosesc în ziua de astăzi pentru tranzacții. Deci, subiectul limitării tranzacțiilor cu numerar nu este doar un subiect discutat pe platforma Guvernului Republicii Moldova, este un subiect, apropo, discutat chiar acum, în acest moment, și în țara vecină, România, care este un stat membru a Uniunii Europene. Există diferite conversații și în alte țări. Nu sunt măsuri pentru a îngrădi drepturile cetățenilor onești, nici pentru o clipă, sunt măsuri care ajută oamenii, de altfel, să agenții economici în special, să treacă pe alb și să generăm o economie sustenabilă. Persoanele fizice nu sunt vizate? Sunt vizate în condițiile în care realizează activitatea de antreprenoriat. Eu înțeleg întrebarea că dacă ar fi posibil de estimat numărul de persoane sau, să spunem mai concret, în ce cazuri, acestea vor fi specificate în cadrul legislativ care va fi adoptat în cele două lecturi. Mă aștept ca acest subiect să fie dezbătut intens și fac o invitație publică ca toți actorii interesați să urmărească dezbaterile din Parlament la acest proiect de lege. Astăzi, guvernul ce a făcut este a vizat de principiu această inițiativă și a spus că da, suntem de acord că tranzacțiile în numerar trebuie clarificate într-un cadru clar, explicit și mai devreme în corpul de jurnaliști am vorbit cu echipa de presă care este prezentă aici, că nu era clar la cifre, ce cifră, ce număr. Deci, de ce această cifră este una de referință? Pentru că bunăstarea economică a cetățenilor va crește și, prin urmare, este luat ca referință salariul mediu pe economie. Deja cuantumul, volumul și datele exacte vor fi discutate inclusiv pe platforma parlamentară. Propunerea în proiectul de avizat de astăzi a Guvernului, ați văzut-o care este și ne dorim să continuăm discuțiile la subiect. Vor urma și alte consultări publice pe acest proiect sau doar în Parlament? Parlamentul, comisiile parlamentare de regulă consultă mediul de afaceri, deci sunt consultări publice în procedură parlamentară. Și dacă cetățenii sau, de exemplu, grupurile de afaceri sau, iată cum patronatele, de exemplu, astăzi au vociferat în ședință de guvern poziția patronatelor, ar putea să o facă și pe platforma comisiilor parlamentare, unde va fi dezbătută tema respectivă. Dar de ce a fost atât grabă? Adică dacă patronatele au avut o opinie diferită și au zis că haideți să mai discutăm, de ce totuși s-a votat, dar nu a fost ascultată vocea patronatelor și ok, haideți să mai discutăm. E o întrebare pertinentă. Să știți că guvernul și patronatele sunt instituții diferite. Guvernul a considerat de cuvință, după o analiză internă, care este specifică analizii proiectelor de decizie în guvern, că avizul este suficient și convingător pe partea noastră să plece la Parlament. Noi totodată nu stabilim agenda patronatelor, sindicatelor sau colegilor din alte entități, inclusiv care pot să se exprime în spațiu public. Din contra, noi am argumentat că, iată, urmează să mai avem conversații la această temă și pe platforma parlamentară, unde guvernul la fel va participa în conversații. Da, mulțumesc. Referitor la cetățenii moldoveni din Fâșia Gaza, au ajuns toți acasă pentru că se mai vorbea de o familie care ar fi rămas acolo și dacă la ambasada de la Tel Aviv mai sunt cererea cetățenilor cumva de a reveni acasă sau s-a mai aplanat situația?
Da, vreau să mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării Europene, ambasadei noastre în statul Israel, colegului de la minister care se află în Cairo, care împreună cu colegii din România, dar și din Ucraina, au facilitat în două etape evacuarea unui număr majoritar de cetățeni moldoveni din fâșia Gaza. Oamenii au ajuns în siguranță, i-ați văzut pe cei care au venit cu cursa specială spre București, ulterior destinația Chișinău cu autocarele puse la dispoziție de autoritățile din Republica Moldova, ulterior peste câteva zile printr-o aeronavă specială realizată, cu cursă specială realizată cu suportul partenerilor ucraineni, a venit a doua parte din cetățeni. Este adevărat că mai există o familie care este la contact cu responsabilii de la MAIE. Poziția noastră la acest subiect este simplă. Fiecare cetățean care ne contactează și are nevoie de ajutor va fi adus acasă și ne dorim și ne gândim la siguranța cetățenilor noștri. Urmărim îndeaproape evoluțiile de securitate care sunt din regiune. Vreau să reamintesc colegilor din presă, astăzi la ora 3, vicepremierul Popescu va avea o conferință de presă desfășurată, va vorbi despre afaceri europene, bilaterale, dar și globale. La secțiunea globală se va referi și la operațiunea de evacuare a cetățenilor noștri din fâșia Gaza. La etapa actuală, noi mai avem cetățeni care au nevoie de ajutor, vom menține legătura cu ei. În cazul în care vor mai apărea oameni care nu au ieșit la contact anterior, de exemplu, de asemenea ne vom implica pe măsura posibilităților. Vreau să constat cu regret că în spațiul digital au fost unele opinii, inclusiv discurs la ură, care a fost adresat în raport cu acești cetățeni și pe această cale vreau să exprim aprecierea oamenilor care au dat dovadă de înțelegere referitor la, iată, datele care pot fi făcute publice sau nu în legătură cu acest grup de cetățeni. Sunt oameni care au fugit din calea războiului și statul trebuie să asigure tot sprijinul necesar pentru a le oferi condiții aici în țară. Această familie care a mai rămas în fâșie Gaza, ea nu a solicitat anterior să înțelegem ajutorul, da? Deci, cazul particular, au fost la contact, dar, Sergiu, situația este că nu, condițiile de securitate nu întotdeauna au permis ca toată lumea să fie evacuată în aceeași rundă. Colegii de la Ministerul de Externe o să ofere mai multe detalii pe parcurs despre acest caz particular. Cu precizare, da. Cunoști câte persoane sunt? La etapa actuală noi nu comunicăm numărul de persoane pentru că este un subiect legat de securitatea acestora. Dacă ați remarcat și anterior, noi am anunțat treptat în momentul în care avem confirmări pe liste. Dar o vom face la momentul potrivit. Suntem și noi interesați să comunicăm transparent la tema dată. Dacă mai sunt și alte întrebări, dragi colegi... Târgul de Crăciun va fi sau startul sărbătorilor de iarnă, va fi pe 1 decembrie? Startul sărbătorilor de iarnă poate fi organizat în funcție de preferințele fiecăruia. Cu planurile guvernului sau planul guvernului vom reveni ulterior. Mulțumesc! Pe această notă festivă, doamnelor, domnilor, vreau să continui cu alte proiecte care au fost adoptate în ședința de guvern, proiectele care au fost discutate în ședința Cabinetului de Miniștri, prezidată de premierul Dorin Recean, astăzi, 15 noiembrie. Și una din proiectele pe care le-am selectat vizează și îmbunătățirea mecanismului de acordare a serviciilor de mediere garantate de stat. Accesul la justiție a persoanelor din categoriile social vulnerabile va fi facilitat, iar serviciile de mediere garantată de stat vor fi acordate în baza unor noi prevederi. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în ședința de guvern. Potrivit documentului, serviciile de mediere garantată de stat vor fi integrate în sistemul de asistență juridică garantată de stat. De aceste servicii vor putea beneficia persoanele ale căror venit este mai mic decât salariul minim lunar pe țară. În același timp, indiferent de nivelul venitului, serviciile vor fi acordate minorilor, persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani, precum și celor cu dizabilitate severă sau accentuată.
Dacă până în prezent serviciile puteau fi solicitate doar pentru cauzele penale, în urma modificărilor, categoriile de litigii urmează a fi extinse până la cele contravenționale și civile. Cei care au beneficiat anterior de serviciile garantate de stat sunt de regulă persoanele care nu au posibilitatea să angajeze un avocat de sine stătător, respectiv ne dorim să oferim aceste servicii oamenilor care vor putea să beneficieze de acest subiect. O altă știre aprobată astăzi, postul Vamal Sculeni va fi extins. Va fi extins și dotat cu echipament modern care va contribui la eficientizarea controlului Vamal și fluidizarea traficului de mărfuri la punctul de trecere a frontierei Moldo-Române. În acest sens, Ministerul Mediului a transmis două terenuri silvice în administrarea serviciului Vamal. Extinderea și reconstrucția postului Vamal și trecerea de frontiere Sculeni va fi realizat de serviciul Vamal cu sprijinul partenerilor externi, care vor contribui la dotarea punctului de trecere cu echipamente necesare, inclusiv un staționar de scanare X-ray a mărfurilor și mijloacelor de transport. Proiectul de infrastructură are o importanță strategică pentru dezvoltarea zonei de frontieră dintre Republica Moldova și România, iar extinderea și modernizarea acestuia va contribui la îmbunătățirea condițiilor în care cetățenii beneficiază de serviciile statului la respectiv punct de control. Reconstrucția punctului de trecere Moldo-Român de la Sculeni este prevăzută și în acordul încheiat între guvern și autoritățile române, finanțat din banii europeni. Deja pe decontare numerar m-am referit la întrebarea colegilor din media. Vreau acum să trec în revista agenda Cabinetului de Miniștri. Mai devreme am menționat că vicepremierul Popescu, începând cu ora 15, va susține la Ministerul de Externe o conferință de presă pe subiectul afacerilor europene bilaterale și globale. Reamintesc, ministrul Popescu a fost mai devreme la Bruxelles, unde a primit vestea legată de recomandarea Comisiei Europene privind începerea negocierilor. Următorul pas este să așteptăm noutăți la mijlocul lunii decembrie. Ministrul Popescu va vorbi în detalii despre acest lucru. A participat și la Forumul Păcii de la Paris, despre care se va referi în conferință de presă, și la afaceri globale, se va referi la procedura de evacuare a cetățenilor noștri din fâșia Gaza. Totodată, pe 16 noiembrie, la Ministerul de Externe, se va desfășura ședința Comitetului de Asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană. Colegii de la Externe vor oferi detalii ulterior. Astăzi, ministrul apărării, Anatole Nosatei, va participa la ceremonie de recepționare a ultimilor transportatoare blindate Pirania din partea Guvernului Republicii Federale Germane. Totodată, pe 16 noiembrie, ministrul va participa la conferința Ziua Apărării Cibernetice, Reziliența Cibernetică, Baza Securității Regionale și Naționale. Pe data de 17 noiembrie, anunțăm că la Chișinău va fi vizita ministrei apărării din Republica Cehă, Jana Cernohova, care se va afla în țara noastră și cu care ministrul Anatole Nosatei va avea discuții și conversații pe modalități de întărire a dialogului bilateral Moldo-Ceh. Ministerul de Interne, pe 16 noiembrie, ministrul Adrian Efros va avea o întrevedere cu reprezentanții Băncii Mondiale. Totodată, pe 17 noiembrie, ministrul se va întâlni cu omologul său din Albania, iar ulterior va fi semnat un acord interguvernamental de cooperare polițienească între state. Ne bucurăm de vizita oficialilor europeni din țările, iată, Cehia în cazul Ministerului Apărării și Albania în cazul Ministerului de Interne. Ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru va participa la conferința arbitrajului din Republica Moldova la 30 de ani. Aceasta se va desfășura pe 17 noiembrie. Detaliile puteți consulta de la colegii mei de la Ministerul Justiției. Ministerul Finanțelor, în această perioadă, până pe 17 noiembrie, ministrul Petru Rotaru se află într-o deplasare la New York, unde participă la dialogul privind fiscalitatea și obiectivele de dezvoltare durabilă, ediția anului 2023. În cadrul vizitei de lucru sunt planificate mai multe întrevederi cu oficiali și reprezentanții organizațiilor internaționale. Totodată, ministrul Rotaru va participa la panelul dedicat construirii de sisteme și administrații fiscale durabile și rezistente. Ministrul Energiei Victor Parlikov va susține o conferință de lansare a campaniei de comunicare dedicată planului de pregătire pentru sezonul rece. Invităm cât mai mulți reprezentanți ai presiei să participe la evenimentul menționat. Agenda activă au și colegii Dumitru Alaiba, domnul Bolea, Oleg Serebrean, Dan Perciun, Rodica Iordan,
Marufa, la Nemerencu, Andrei Spânu, Alexei Buzu, Sergiu Prodan, dar detaliile activităților pe care le desfășoară le puteți consulta pe pagina de Facebook a instituțiilor vizate. Vor fi și o serie de participări la emisiuni pe care iarăși le puteți urmări îndeaproape. Deci, doamnelor, domnilor, noi suntem pe final de conferință astăzi. La rubrica Imun la dezinformare, împreună combatem falsurile și sporim reziliența, vreau doar să reamintesc și pe această cale, în cazul în care vedeți falsuri pe rețele sociale, raportați aceste falsuri pe rețelele menționate. Vreau să dau câteva exemple. Au fost pe linia guvernului mai multe imagini difuzate pe paginile de Facebook false, în care se menționa despre un ajutor financiar care a fost promis de către executiv și erau date și cifre care duceau spre link-uri care nu erau funcționale sau erau link-uri capcană. Vreau să reamintesc și pe această cale, în cazul în care vedeți tot felul de oferte ciudate, stranii sau care sunt suspicioase, ignorați-le, nu înainte să le raportați la rețelele sociale unde le-ați văzut. Toate anunțurile Guvernului Republicii Moldova sunt efectuate de oficialii Guvernului. Aceste lucruri sunt anunțate de domnul prim-ministru, de ministrii cabinetului său, în cadrul acestui briefing de presă pe care îl susținem cu regularitate în fiecare săptămână, sau de alți responsabili ai ministerilor. Niciodată nu vom publica informații despre campanii financiare de oricare gen pe pagini care sunt dubioase sau care nu duc spre pagini oficiale. Deci o invitație publică, nu vă lăsați manipulați de aceste pagini care sunt create cu rea intenție pentru a atrage atenția dumneavoastră. Totodată, dacă vedeți la radio sau TV informații care sunt false sau neadevărate, poate fi sesizat Consiliul Audiovizualului sau să dați un telefon la redacțiile de presă pe canalul căruia au fost difuzate respectivele informații. Nu uitați să urmăriți Prima Sursă, canalul oficial de verificare a informațiilor. De asemenea, cu plăcere puteți să vă abonați și pe canalul de Telegram al Guvernului, unde plasăm cu regularitate știri și informații în limba română, cu traducere în măsura putințelor și în limba rusă, astfel încât cetățenii țării noastre să poată consulta informații din prima sursă. În încheiere, vreau să mulțumesc tuturor jurnaliștilor care au participat la conferința de presă de astăzi, colegilor comunicatori din ministerie, dar și direcției comunicare și colegilor de la Privesc Eu și Realitatea, care asigură transmisiunea în direct a acestor transmisiuni, și reamintesc, sloganul nostru este comunicarea transparentă în beneficiul cetățenilor, iar noi ne reauzim săptămâna viitoare cu noi vești de aici, de la Casa Guvernului. Vă doresc o zi bună! La revedere!